Salutare tuturor, sunt Andrei Cristian și astăzi vorbim despre 10 pași pentru o parcare laterală perfectă. Dacă o să-ți placă acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Suntem de acord, puține manevre în trafic sunt atât de intimidante ca parcarea laterală și mulți dintre noi știu despre această problemă pe care au avut-o la școala de șoferi sau chiar la examenul auto sau mulți dintre șoferi știu că o au în continuare chiar după ce au luat examenul auto. Mulți noi șoferi au pierdut examene din cauza acestor manevre tehnice. Câți dintre noi nu evităm parcarea pe străzi aglomerate tocmai din cauza acestui lucru? Nu putem decât să mulțumim celor care au gândit parcările de la supermarket, adevărate extensii suburbane de mărimea unor mici țări. Iată ce trebuie să facem pentru a parca lateral perfect. Primul lucru, caută un spațiu cu care te simți confortabil. Caută un spațiu cu care te simți confortabil și în care poți parca fără a lovi vreo altă mașină. Vei avea nevoie de un spațiu mult mai mare decât mașina pe care o conduci. Verifică oglinzile. Verifică în oglinzi dacă nu ai vreun competitor. Semnalizează în direcția spațiului găsit, încetinește și oprește. Dacă mai vrea cineva acel spațiu, așteaptă să treacă în această poziție. Dacă e nevoie, explică-i calm că tu ai ajuns primul. Aliniază mașina lângă cea parcată. Aliniază mașina lângă cea parcată în fața locului găsit, fără să te apropii prea mult. Aproximativ un metru ar fi distanța potrivită. Verifică să fii perfect aliniat față de vehiculul de care îți spuneam. Verifică ce se întâmplă în trafic în jurul tău. Înainte de a da cu spatele, mai verifică odată ce se întâmplă în trafic în jurul tău. Să nu cumva să-ți apare de niciunde o altă mașină, un biciclist sau chiar un pieton. Privește peste umăr. Schimbă mașalier și privește peste umăr spre locul în care vrei să parchezi. Apasă ușor pedala de accelerație. Apasă ușor pedala de accelerație și începe să rulezi în direcția pe care ți-o dorești. Când e important să virezi? Întoarce volanul în momentul în care vezi bara din spate a mașinii lângă care te-ai oprit mai devreme. Când axul din spate al mașinii tale este aliniat cu bara din spate a acesteia, întoarce volanul la maximum spre dreapta, în situația în care faci parcare laterală spre dreapta, bineînțeles. Nu uita de unghiul de 45 de grade. Merge înapoi până când mașina ta a ajuns la un unghi de 45 de grade față de cea din față. Apoi, întoarce volanul la maximum în direcția opusă. Imaginează-ți că mașina ta desenează o literă S. Continuă să dai cu spatele până ajungi la locul potrivit. Uită-te din când în când și în față pentru a nu atinge mașina de acolo. Poziționează mașina în funcție de celelalte. Prin manevre înainte înapoi, după ce ai îndreptat volanul, poziționează mașina în funcție de celelalte. Ei bine, asta a fost. În acest moment, dacă nu ai greșit vreo manevră, ar trebui să fii parcat în spațiul ales. Dacă nu ți-a ieșit din prima, nu e o problemă. Semnalizează și repetă manevrele. Nu vei fi cu siguranță nici primul, nici ultimul care încearcă de câteva ori până... Nu vei fi cu siguranță nici primul, nici ultimul care încearcă de câteva ori înainte de a reuși. Nu uita, repetiția este mama învățăturii. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Pe curând!